iată-ne ajunși la al treilea invitat. De data asta, ce tânără ești? Câți ani ai? 22. Cât? 22. 22? Da. Da. Par de 8. Tânăra Oana Țone, da? Da. Care a fost în trupa doamnei profesoare Dora Lazar. Așa este, da. Dor de la ce vârstă? De la 15 ani. Hai, spune-ne cum e cu Nichitiada, cum e cu cercul de teatru, cum e cu limba franceză și limba română. Eu știu, dar mai bine spui tu. Da, pasiunea pentru teatru a început de prin clasa 5, adică atunci mi-am dat seama că îmi place, dar că... Dar cum ți-ai dat seama? Mergând la teatru. Și atunci n-am avut curaj să intru în trupa de teatru, din păcate. Și în liceu s-a evit din nou ocazia și atunci m-a remarcat și doamna profesoară și am rămas pentru 4 ani. Și acum? Apoi am dat și la un ATC, doar că n-am reușit să intru și, mă rog, am dat. N-ai reușit să intri cu vocea asta care este mică, mică, mică. Trebuie să faci ceva cu vocea, că în rest sunt convinsă că de genul tău este nevoie. Care e spectacolul care ți-a plăcut cel mai mult aici, la Odeon? Să spun pe jumătate cântec. De ce ți-a plăcut? Pentru că m-am regăsit și m-am tot reîntors, am venit să-l revăd de mai multe ori. L-ai văzut de mai multe ori, ce frumos! Și altul? O să spun Republica Melania. E undeva în Basarabia, nu e ceva... Ai spus că să-mi faci mie o bucurie? Nu, nu, doamne, nu. Nu? Dar nu vrei să-mi faci o bucurie? Vreau să fac o bucurie, dar nu am spus special pentru că sunteți în lava asta aici. Eu vroiam să mă fac actriță când eram foarte copilă. Și citeam piesa înainte de a o vedea la teatru și vroiam să joc, cred că, toate rolurile. Așa este, da. Cred că și mie mi s-a întâmplat de câteva ori, pentru că te poți regăsi în mai toate personajele, așa, câte puțin. Se spune că un copil când vine la teatru, inima lui bate atât de tare încât toți copiii pun mâna așa ca să oprească, să nu iasă de acolo. E, așa mi se întâmplă mie aici în interviu cu tine, cu inima mea, pentru că te văd atât de emoționată și te știi. Eu aș vrea să fiu în locul tău. Aș vrea să fiu subțire, tânără, emoționată, atât de emoționată încât mă simt blocată. Vreau să spun că iubesc teatru. Las teatru să mă iubească pe el, pentru că clădirea asta așa de frumoasă în jurul tău, ea te iubește. Teatru ne iubește atâta cât îl iubim și noi și sunt sigură că îl iubești. Și că ai ochii în lacrimi și că îți bate inima și că ești foarte, foarte emoționată. Și emoția ta este răspunsul la interviul nostru. Așa că mulțumesc frumos că ai venit. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mulțumim, Oana, și să vii la Teatrul Odeon și de acum încolo. Cu siguranță.